Operatorul de apă și canalizare SC Eco Aqua SA Călăraș are un nou director general interimar în persoana lui Marcel Nuțu, care până săptămâna trecută ocupa funcția de director tehnic în cadrul societății. Acesta a fost prezentat în conferința de presă a PSD Călăraș din data de 25 noiembrie pentru a face o scurtă descriere a proiectelor majore de investiții. Actualul director al Eco Aqua SA Călăraș a vorbit și despre o posibilă majorare a prețului de apă cauzată de scumpirea energiei electrice. Aș începe prin a vă spune că sunt vechi la această unitate, ca vechi cu multă experiență, să zic așa, și cunosc realitatea de acolo și v-aș face o mică prezentare cu privire la investițiile care s-au derulat pentru obiectul acesta de activitate de furnizare apă și preluare de apă uzată și prelucrare de apă uzată. Deci, suntem la al treilea proiect de investiții major. Primul proiect de investiții s-a derulat pe Sandit și a fost în jur de 7 milioane de euro și a început cu 2004. Pe urmă a fost pe postul de mediu cu 100 de milioane de euro și acum suntem în faza finală de semnare contract de 265 de milioane de euro, care se adresează la 90 de localități, 80 de localități din județul Călăraș și 10 din județul Ialomița. Pe OAT-uri sunt în jur de 25-26 de OAT-uri din județul Călăraș. Subliniez acest lucru ca să se realizeze faptul că oferim o alternativă vis-a-vis de accesul la servicii civilizate în toate localitățile din județul Călăraș. Nu vă ascund faptul că am întâmpinat foarte multe greutăți pentru aducerea la maturitatea proiectului, din diverse motive, și a consultanței, și a faptului că multe OAT-uri s-au retras, altele s-au răzgândit și au venit în... și a trebuit să refacem documentațiile. Consultanța a făcut foarte multe ridicări topo și a fost o muncă foarte, foarte la sute de kilometri de rețele de apă, adică muncă multă și zic eu că se schimbă nivelul de trai în județ. Acum, nu vă ascund faptul că sunt și dificultăți. Știm cu toții că traversăm o perioadă foarte grea vis-a-vis de criza energetică. Noi eram într-un contract de furnizare, de achiziție de energie undeva la 218 ron pe megawatt și acum suntem pe bursă la 1200. Avem foarte, foarte multe greutăți și încercăm să identificăm soluții de rezolvare a problemelor, așa încât să găsim un optim cât să mergem mai departe. Cred că, datorită faptului că ne știm de mult, beneficiez de un pic de încredere din partea dumneavoastră, încât să mă credeți că sunt solidar cu comunitatea din care fac parte. Dar trebuie să conștientizeze toată lumea că este o perioadă foarte, foarte grea. Și trebuie să identificăm soluții nu de unii singuri, ca să zic așa, la comun. Pentru că avem și probleme de facturare. Mai trec pe stânga, pe dreapta. Mulți evită consumurile. Domnule, două lucruri, dacă lămuriți. Semnarea contractului de finanțare pentru viitorul program care urmează să-l implementați cu IM și dacă se scumpește, datorită scumpirilor la energie, dacă se scumpește apa... Am înțeles. Deci, vis-a-vis la prima problemă ridicată de domnul președinte, vă pot spune că proiectul este maturat. Adică, pe partea de soluție tehnică, așteptăm ultima ședință cu Jaspers-ul, consultanța Uniunii Europene, joia viitoare. Pe partea de mediu s-a făcut notificarea tot la Jaspers, urmând ca să facem corectură la autorizația de mediu, pentru că au mai apărut mici schimbări pe natura 2000, au fost 12 situri.
Și după aceea trebuie revenit un pic pe analiza cost-beneficiu, pentru că sunt bulversate toate costurile, toate materialele, toate, și vă dați seama, dacă dăm drumul pe o analiză cost-beneficiu fără o fundamentare corectă, nu vin la licitație. Și după aceea trebuie să trecem pe aprobare pe OAT-uri, pe Consiliile Locale și Consiliul Județean, ca să ne dea avizul final. Eu estimez că suntem pe final, ca să zic așa. Așteptăm ca toată lumea să finalizăm, că ne-am muncit de foarte mult timp la acest proiect, știți. În ceea ce privește a doua parte a problemei ridicate de dumneavoastră, acum suntem în faza de evaluare a impactului cu energie electrică. Suntem pe bursă să vedem cum achiziționăm pentru anul viitor energia, că noi ne-a expirat contractul cu energia în luna august și n-am avut curajul să fac un contract cu un an de zile. Am luat la 583 de RON pe megawatt, crezând că e o imprudență. Acum suntem la 1200, știți? Și nici nu există o anumită predictibilitate. Și facem calculele de așa natură, încât să vedem unde o să fim. Noi sperăm să ținem pasul, să vedem ce soluții găsim. Cum mi-a zis și dumneavoastră, mai sunt și alte instrumente de redresare, ca să zic așa. Cum discutam cu dumneavoastră și ziceați dumneavoastră de panourile fotovoltaice, ca să majorarea de capital, sunt soluții. Acum, ce să vă zic? Sper că pe cât posibil să ținem pasul să nu majorăm. Să garantăm cetățenii că chiar dacă se întâmplă majorare, nu vom modifica prețul apă. Adică în situația prin care trece astăzi Călărășenii, vom face tot ce înseamnă posibil să menținem prețul apă, indiferent dacă s-a majorat prețul la energie electrică și la, să spunem, pe salarii minime, economie și multe să, care vor să primeze alte soluții. Da. Că cel mai simplu este să fii cu majorarea de tarif. E cel mai simplu și preț. Domnul director, în spațiu public a avut o imagine din Cuza Vodă cu apă foarte murdară, probabil încărcată cu rugina. Ce ne puteți spune despre... Cuza Vodă nu aparține de operator. Am discutat, în schimb, cu doamna primar Ceaușescu, și am spus că o sprijinim cu analize de laborator și cu expertiza necesară, dacă dorește. Și a spus că o să apeleze la noi ca să o sprijinim, să-i recomandăm un tratament pentru apa potabilă, să o facă potabilă. Câte localități sunt în momentul de față la... 33. Și intenționați să... Da. Cine dorește să intre în operator, trebuie să parcurgă procedura, să se afilieze la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pe scurt ADIECO-ACUA, și de acolo, printr-un contract de delegare, să treacă la componență în operator. Foarte mulți au avut reticența că condiția sine qua non este tarif unic și mulți au spus că este mai mare decât la dumnealor. Dar, pe de altă parte, au pierdut oportunitatea unor investiții foarte mari. O lămurire. Dumneavoastră ce funcție aveți acum? Că am înțeles că... Sunt director general interimar. Interimar. Da. Până acum a fost... Director tehnic. Director tehnic. Pe ce loc suntem în țară, domnule? Noțu, privim prețul mare al apei. Eram pe locul 6, a mai scăzut? Nu e adevărat, locul 6. Așa am citit când era domnul celebru Cezar Neam. Era locul 6. A mai crescut, a mai scăzut? Vă pot, deci, da toată documentația vis-a-vis de ce mă pregătisem pentru evoluția prețurilor și a investițiilor. Vă pot da și o... de pe benchmarking, o situație unde suntem în a doua jumătate ca și prețuri și ca și salarii. Despre pierderile din rețea, la ce nivel suntem în momentul de față și ce vreți să faceți pe viitor pentru a diminua? Domnișoară,
Eu spun că nu sunt pierderi, sunt consumuri neevidențiate. Ca să fie elegant. Și să identificați și... să zic eu, dacă dumneavoastră mă uiteriți, o spuneți. Și ce să vă pot spune, ca să fiu cinstit cu dumneavoastră, am prins pe programul operațional infrastructură mare, care are toate șansele, între ghilimele, să se bazeze, să treacă pe POD, pe programul operațional dezvoltare durabilă, care este pe următorul ciclu financiar, partea de sectorizare. Am prins în documentație 60 de zone, 42 la Călăraș, 10 la Oltenița și 10 la Urziceni, să sectorizăm orașul, să cuantificăm consumul de apă în zona respectivă și să trecem la partea de telecitire ca să facem un bilanț și să vedem unde... Ați identificat astfel de consumatori ilegali sau cum se numește? Am făcut două sectoare cu titlu pilot. E în faza... I-am găsit în derulare. Să fiu cinstit, nu am fost mulțumit de cum a evoluat expertiza respectivă. Nici contractul nu mi s-a părut că a fost făcut tocmai bine, dar datoria noastră e să privim înainte, nu înapoi. Deci soluția este să facem... sectorizare și să punem contor cu telecitire și detectoare de furturi, ce să le mai zic. Ce riscă o astfel de persoană în momentul în care o identificați sau o societate? Amenzi. Acum depinde de voința noastră. Putem să le reconsiderăm ca și quantum. Cum încheiați anul acesta din punct de vedere financiar? Deci programele de investiții ne obligă să ieșim cu 3% profit. Ne obligă. Deci nu avem voie să ieșim pe pierdere. Și cum faceți dacă vă obligă? Că după restul, dacă vă obligă, e ca vreau să ajungeți la primul acela. Cu multă maestrie, domnule. Ce vă pot spune ca să... să vă invităm să vă prezentăm și noi ce am făcut de-a lungul timpului. Avem la activ programul acela SAMTID de 6 milioane și ceva de euro, urmă a fost cel de 100 de milioane de euro pe 5 localități și acum urmează. Și aș vrea să vă prezentăm și noi uzina, dacă aveți timpul necesar și stația de epurare. Oricum, cine vrea să vadă toată uzina, riscă să nu mai... prindă invitația de la cui? Domnul director, la ultima ședință am fost dat afară de domnul Cezar Neam. Dumneavoastră, cum veți proceda cu jurnaliștii care pot să participe la ședință? Domnul Bramăie. Sunt ședințe publice, aveți ceva de ascuns? Ce vreau sau ce simt? Acum, eu zic că nu am practicat sportul ăsta niciodată și... cu dumneavoastră nu cred că am greșit vreodată, ca și... Cu Neamu, da. Domnul Neamu, la dânsul, făcea referință. Acum vă spun că n-am fost prieten, știți. Domnul director, am eu o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Da, vă rog frumos. Ultima întrebare, promis. Apa potabilă provine din Dunăre sau din musurile forate la ieșirea din oraș? Apa potabilă... Deci apa este prelevată din Dunăre. Sursa de la ieșire din oraș este cea cu... A fost ca sursă alternativă. Cum să vă zic? E puțină ca să ofere... să fie o alternativă. Da, pentru situații de urgență. Noi am preluat-o, după 13 ani de investiții, am preluat-o și cu bune și cu rele și, cum să zic eu, ca să unim căruța. Și o să facem în așa fel încât să funcționeze. Că dacă nu funcționează, e ca un loc de casă sau o casă în care nu ai măcar un câine acolo. Dacă ai un câine acolo, te duci să-i dai să mănânce și vezi ce se mai întâmplă. Și am preluat-o și sperăm să o punem pe picioare, știți. Dar nu e, să știți că paradoxul este, cu scuze că mă întind, ca să zic așa, că apa din Dunăre e mai bună decât din Muțele Fărate. Și avem mari probleme cu calitatea apei din Muțele Fărate. Pentru că sunt trei straturi de captare. Primul strat de suprafață, unde sunt puțurile alea românești de DN1000, stratul al doilea de
70-80 până la 100 de metri și cel de mare adâncime. Când s-au făcut puțurile astea aparate, nu s-au ținut cu strictețe, nu s-a respectat separarea nivelurilor de straturi freatice și au amestecat straturile între ele. Și asta n-a fost deloc bine. Și acum cum e apa bazică? Poftiți? Apa, peraje, bazii. Depinde, avem la Plătărești. E de la casă la casă. De pildă la Plătărești, acum am preluat și suntem în situația în care să colectăm pentru că nu avem duritatea necesară. Și trebuie intervenit de la casă la casă. Nu vă pot răspunde la general. De pildă la Cribăți avem mari probleme cu manganul, cu asta. Și pentru fiecare în parte, pe proiect, încercăm să corectăm, știți? Da. Fostul director Cezar Nea, că nu există în Bărugan apă potabilă care să provină din Punța Creatică. M-a spus? Nu există apă potabilă din Punța Creatică. Stratul Frătești, să știți că are această capacitate. Deci există și o capacitate. Ne aflăm în dispecerul stației de tratare apă pentru orașul nostru. Dispecerul de serviciu Cosmin și colegul nostru Andrei Antonaru. Păi să încep să vă spun. Deci apa brută pentru producerea apei potabile în orașul Călăraș se ia din fluviul Dunărea. Avem stația de pretratare la Chiciu, mai jos cu 10 km. Acolo se face operația de decantare a apei. Se folosește coagulant polihidroxiclorură de aluminiu și flocurant aluminosilicat de sodiu, care ajută la operația de decantare, de limpezire a apei. Nămolul merge la partea inferioară a decantoarelor. Avem două decantoare lamelare care produce, ajută la debitul care se produce în stația noastră de 1000 de metri pe oră, în medie. Apa limpezită de acolo este transportată cu ajutorul pompelor aici, la treapta a doua a tratării, care se află în acest loc, în această curte, constând din filtre rapide cu strat filtrant intensiv cu arțos și filtre cu cărbune, strat filtrant, cărbune activ granular. Final se face dezinfecția apei potabile și trimiterea ei în oraș cu ajutorul pompelor din stația de pompare. Se folosește clor lichid, clor gazos lichefiat pentru dezinfecție și pentru a avea clor remanent pe rețeaua de distribuție. Stația este condusă automat de către colegii noștri dispeceri, adică spălările filtrelor, pornirea stației, spălărilor filtrelor, totul se acționează de aici, de către colegii noștri. Se poate realiza și manual, dar în principiu o realizăm conducerea din acest loc, din dispecerea. Deci acestea sunt filtrele de stratul filtrant nisip cu coarțos. Era prima linie cu 3 filtre, a doua linie cu încă 3 filtre. Deci două cube de acestea reprezintă un filtru. Înălțimea stratului filtrant este de 1 metru de nisip cu coarțos, prin care apa trece, străbate stratul de nisip cu coarțos, impuritățile din apă rămân în stratul de nisip coarțos, apa limpezită este pompată mai departe, în partea a doua a filtrelor, cele cu cărbune activ, care este aceasta. La fel avem 6 filtre, numai că stratul filtrant acum este de cărbune activ granular. Cărbunele activ granular are un rol foarte bun și pentru proprietățile organoleptice ale apei, pentru că reține substanța organică, îmbunătățind mirosul respectiv gustul apei, proprietățile organoleptice. De asemenea, avem 6 filtre, înălțimea stratului filtrant este de 1 metru, colegii se pricep să le spele, pentru că la un moment dat ele se încarcă și se face spălarea lor cu ajutorul aerului de jos în sus și apei curate. Apa de spălare se
se pompează într-un bazin cu apă de spălare și se recuperează, refolosindu-se în proces cu apa care vine de la Chiciu, cu apa decantată.